Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cerșetorilor Capitolul 6 Refugiu sau mormânt Manfred, fără să alerge, mergea în pas vioi. Urechea sa exersată măsura din secundă în secundă distanța ce îl separa de oamenii pazei. El i-a dibuit și a surâs disprețuitor. La prima stradă voi să se întoarcă, dar din umbră văzu cum lucesc niște sulițe. Ridică din numeri și continuă drumul. Se pare că domnul magistrat se distrează. A doua stradă era barată, Aha, farța continuă? A treia, următoarea, toate străzile ce dădeau în mare arteră se umpleau de sulițe. Bine, zise Manfred, marile onoruri. Parisul sub arme la trecerea mea. În spatele lui, deodată, auzi glasul unei gărzi care începuse să fugă. În fața lui, poarta Sandeni închisă la această oră. Era prins, avea să moară. Pentru un moment, Gândul său se îndreptă către această tânără fecioară pe care i-a încredințat-o alineauri maestrului Dole. Inima sa bătea mai iute. Un pic de amărăciune îi crispă buzele îndrăznețe. Haide, zise râzând, nu am fost născut pentru existența tihnită și pentru iubirile burgheze. Calic sunt, calic am să mor. Dar, pe toți draci, asta nu va fi fără să sfârși și câțiva dintre acești răi copoi cu o mișcare care îi stârnise dorința de fapte de vitejie de pe vremea cavalerilor, își trase spada sa cea lungă și, clătinând din cap, ca un mistreț, nu se pregătea pentru apărare, ci pentru atac. Înainte!" tună glasul lui Monclar. Iată-l! Îl prindem!" Nu încă!" spuse Manfred și se năpusti cu spada scoasă din teacă. La al doilea asalt, răsunară strigăte printre oamenii poliției. Un vuie de tunet zdruncină pavajul. O trăsură în goana mare a apărut, cotind dreapta spre poarta, înghesuind și răsturnând pe polițiști. Poarta San a a fost deschisă. De către cine? Pentru ce? Este ceea ce nu voi să mărturisească niciodată sergentul căruia i-a deschis un proces în care nu se găsi nicio urmă de complicitate cu Manfred. Acesta a văzut trăsura afundându-se sub portal, a fost un fulger. A avut o scurtă exclamație de bucurie nebună. Dintr-un salt, se năpusti către poartă, dobărând cu o lovitură de baston un soldat care a țintea calea, barându-i trecerea, răsturnând pe sergent și se avânta afară din oraș. Era salvat. Făcu o sută de pași alergând, apoi se opri. La dracu, ce bine e să trăiești! Nu-l mai urmăreau. Atunci ruse liniștit. Când v-am spus, domnule Monclar, că nu va fi pentru seara asta, mi-e tot una, adaugă. Datoresc foarte mult conducătorului acestei trăsuri. Brav, surugiu, domnul Călău are să-ți poartă pică. Și vorbind astfel, el privise înspre partea unde trecea trăsura. Nu a văzut-o, dar a auzit zgomotul de fiare de sub roți care scrâșneau penibil pe coasta Monfason. Început să o urmărească de la distanță. După 20 de minute, zgomotul roților a încetat. Straniu, murmură Manfred, ai zice că s-a oprit la piciorul marei spânzurători. Se apropie cu iuțeală și se strecură în spatele tufelor de mărăcini. Și ce văzu atunci, ceea ce se întrevedea îl făcu să tremure de uimire și de groază. Acolo, la câțiva pași de el, se ridica o formidabilă mașină a morții, o femeie se zbătea cerând iertare în brațele unui om care o târa către spânzurătoare. Manfred a asistat la oribila scenă fără să poată scoate un țipăt sau să facă un gest. A fost rapid și infernal. Deodată văzut trupul femeii care se legăna în gol. Bărbatul se urcă din nou pe capra trăsurii și aceasta, zdruncinându-se cu greutate, o ștergea către Montmartre. Oroare, bângui Manfred tulburat. Se avântă atunci să escaladeze temelia zidăriei, să ridice femeia în brațele sale, să taie frânghia cu tăișul pumnalului său, să coboare din nou, să o așeze pe nefericita pe pământ. Totul se execută ca într-un coșmar și dură câteva secunde. În genunchi lângă femeie, Manfred îi puse mâna pe piept. Inima bătea. Atunci privi de aproape și nu putu să-și rețină un strigăt de admirație. Cât de frumoasă e, cu toate că e palidă! Se scurse un minut. Puțin câte puțin, necunoscuta își revenea în fire. Sunteți salvată, doamnă! Ea se ridica nevoie. Salvată, murmură cu o voce slabă. Privi în jurul ei și deodată își aminti. Salvată, repetă ea, nu cu fermecătorul extaz ce urmează marilor pericole evitate, ci cu o înfricoșătoare expresie de ură. Salvată, observ, da, observ. Of, blestemul, lașul. Ție, François, răzbunarea Merlenei va fi destul de oribilă încât și în secolele următoare o să se vorbească de asta. Domnule, reloia dintr-o dată, vă datorez infinit mai mult decât viața. Numele dumneavoastră? Manfred. Dacă sunteți sărac, dacă sunteți persecutat, dacă suferiți, dacă aveți nevoie de un devotament, veniți când vă va conveni, la orice oră va fi. Veniți în căsuța din apropierea de Tuileries și dați-vă numele. Asta va fi de ajuns. Cu aceste cuvinte, Melon Ferron porni din loc și dispăru în întuneric, lăsându-l pe tânăr stupefiat. Era gata să se lanseze în urmărirea ciudatei femei, împins de o irezistibilă curiozitate, când zări umbre agitându-se la vreo 30 de pași înaintea lui. Uitase de domnul de Moncler, dar el nu-l uitase. Da, erau zbirii, înaintau cățărându-se. Manfred se sprijini de temelia spânzurătorii, cu suprema speranță că poate ar trece fără să-l vadă. Această temelie era săpată în chip de pifniță. O poartă de fier se deschise pe una din laturi, ori în această pifniță dezgustător osuar temnița morților, ultima închisoare a torturaților, se aruncau cadavrele haimanalelor spânzurate la Montfasson. Sprijinindu-se de perete, Manfred simți că se află lângă poarta de fier. Sub apăsarea sa, poarta cedă. Era deschisă. A un moment de ezitare, apoi dispăru în pivniță, în temnița morților. Sub pașii săi auzit roznituri. Erau scheletele care se sfărâmau. Se opri cu inima zdrobită de o spaimă așa cum n-a mai încercat niciodată. Printr-o senzație de misterioasă oroare, la gândul că aceste brațe descărnate, care se întindeau în apropiere de el, de aceste capete care te priveau cu ochii lor goi. Și aceasta deveni atât de cumplit că deodată porni către poarta de fier. Se sufoca. Aer. Avea nevoie de aer cu orice preț, cu riscul unei bătălii împotriva 40 de zbiri. În acest moment, văzu o umbră ridicându-se în fața deschiderii, o mână se întinse. Poarta fu închisă cu violență. Și Manfred, înmărmurit cu părul zbârlit, lovit de o teroare fără nume, auzit pe marele magistrat trântind acest ordin. Zece oameni să păzească această poartă zi și noapte. Nu se va deschide decât peste opt zile, când cerșetorul va fi mort. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cerșetorilor Capitolul 8 Cei doi tați A doua zi, Ușa vastului și somtuosului cabinet în care François I avea obicei să primească pe curtezanii săi nu se deschise deloc. Regele vrea să rămână singur. Regele medita, zvonuri ciudate circulau prin Louvre. Se povestea că o tânără fecioară de o frumusețe strălucitoare fusese adusă noaptea la Louvre, că doamnele de onoare fusese rătrezite, că un apartament fusese pus la dispoziție acestei necunoscute. Unii surâdeau și întrebau ce va crede doamna ducesă de temp, favorita de drept a regelui François. Alții clătinau cu gravitate din cap. Se spunea că regele era foarte tulburat. Extraordinar, nu s-a culcat deloc. Domnule Bazinia, baletul său de cameră, își petrecuse noaptea în anticameră, așteptând în zadar ordinele majestății sale. În zori, regele s-a dus în cabinetul său, interzicând să fie deranjat. Regele s-a apropiat de focul imens luminos care strălucea în vastul șemineu. Își întindea mâna către flacără, ca și când ar fi fost nespus de frig. Din când în când dărdăia. Era posomorât, gânditor, mormăia cuvinte confuze. Apoi se ridica și se plimba agitat. Se opri murmurând. E fica mea!" și un fel de stupoare amestecată de furie și spaimă se dezlușeau pe chipul său palid. Deodată chemă valetul. Acesta s în mare grabă. Să fie eliberat bufonul, spuse calm François I, și să fie aici într-un ceas, dacă vrea să iasă din Luvru să fie oprit. Trimite după garda sigiliilor. Cinci minute mai târziu, garda sigiliilor se afla înaintea regelui. Domnule, spuse acesta, îmi veți pregăti și prezenta la semnat scrisor de noblețe pentru... Se opri, ezită, își reluă plimbarea sa cadată. Garda sigililor aștepta în liniște. După zece lungi minute, regele reluă cu o voce grăbită. Pentru domnișoara Gilet, numită Gilet Chanteli, o numesc ducesă. Până atunci, treceți în scrisori că îi dau domeniile mele din Fontainebleu. Duceți-vă, domnilor! Garda sigililor ieșea afară fără să spună un cuvânt și de îndată ciudata știrea acestui eveniment se răspândi în luvru cu iuțeala la fulgerului. Regele scoase un suspin de ușurare, apoi își reluă locul în fața focului și, cufundat într-o meditație îndârjită, pierdu noțiunea timpului. Deodată, îl făcu să tresară o voce pe care nu o cunoștea. Sire, mi-a spăruncit să vin să vă întâlnesc, iată-mă! Cine a intrat? Cine vorbește fără ordinul meu? Se întoarce și rămase stupefiat. Tribule se afla înaintea lui. tu ești bufonule! Nu, Sire, omul care se află înaintea dumneavoastră nu este bufonul regelui. Se numește Florel cinstit, supus, venit pentru a cere dreptate. Regele îl examină pe tribule cu o mirare profundă. Tribule era de nerecunoscut. În camera în care locuia la Luvru, își desprăcase costumul de bufon. Era îmbrăcat ca un burghez înstărit, care ar fi avut un doliu. Haina lui de postav negru, vesta scurtă, cu mânești de catifea, toată neagră pe care o ținea în mână, scotea în evidență paloarea înfricoșătoare a chipului său. O seninătate dureroasă înlocuia masca de ironie pe care o cunoștea regele. Ochii săi uscați și înflăcărați erau încercănați. Vocea sa stridentă devenise gravă, s-ar fi zis că lacrimile în zdrobiseră, dar era atât de tandru în această seriozitate. Se ținea drept și ferm, abia dacă se observă că avea un număr strâmb. Bufonul dispăruse. Era un bărbat care stătea în fața regelui. François întâi, trecând peste prima sa impresie, a avut un gest de dispreț. Bufonule, spuse regele cu acel surâs de dispreț care îi era obișnuit. Bufonule, îți iert necuvința de ieri cu condiția să nu continui această farsă. Du-te, bufonule, mergi, ia-ți traele și revină de îndată. Mă vei distra, mă plictisesc în dimineața aceasta. Tribule ascultase cu ochii plecați cu mâinile tremurânde. Iată ce răspunse. Sire, ce ați făcut cu fica mea, Gilet? Într-o clipă, regele fu în picioare, apucă violent brațul lui Tribule. Chipul său tulburat de mânie, de uimire, de mii de sentimente contrare, se apropie de chipul calm și dureros al lui Tribule. Mizerabil nebun! Bângui el cu o voce aproape de neînțeles. Tu spui, repetă, îndrăznești să spui Sire, disperarea unui tată nu cunoaște limitele îndrăznelii. Vă întreb, ce-ați făcut cu Giles, fica mea? Regele scrâșni din dinți, zgălțâi frenetic brațul lui Tribule, spuse. Îți stai capul, bufon josnic, dacă vreodată orice ar fi, se va auzi în lumea ceea ce mi-ai spus adineauri. Sire, copilul meu, vreau copilul meu! Tribule se exaltă, un soi de nebunie îi tulbură acum privirea. Cu o voce și mai joasă, încă mai aspră, regele adăugă. Minți, minți, gilet nu este, gilet nu poate fi fica unui bufon. De ce, sire, de ce? îl întrerupse Tribuletul burat. Pentru că este fica regelui, înțelegi tu, mizerabilule? Pentru că este fica mea, a mea. Tribulet se clătină, cuprins de amețeală. O bucurie imensă și delirantă, o durere nefastă, aceste două sentimente se năpustiră împreună în aceeași secundă asupra inimii lui înnebunite. Bucurie, Gilet era respectată, Gilet era curată, pentru că regele, răbitorul ei, era tatăl ei. Durere, Gilet nu mai era fica lui, de vreme ce era fica regelui François I. Și mai întâi de toate, bucuria lânvăluia se revărsa tumultos în adevărate rafale. Se lăsă să cadă în genunchi pe parchet. Sire, o oh, sire, fiți binecuvântat! Cât de nobil și generos sunteți să-mi dați de veste că fica mea, bietul meu unger, atât de curat, n-a suferit de căderea. Este curată și eu, eu însumi îmi închipuiam ieri, of, oh, sunt nebun, râd, plâng, nu luați în seamă de mine, sire. Închipuiți-vă condamnatul care în celula sa așteptă călăul, ușa celulei se deschide, dar nu este călăul, este iertarea, este viața. Închipuiți-vă ce bucurie! Eu sunt de condamnat! Ah, nu mai pot de bucurie! Mă copleșește! Vă binecuvântez, sire! Am fost prost! Eu care credeam că un capriciu, o iubire, îl atrăgea pe regele meu către fica mea, triplă neghiobie! Era un tată care își dorea fica, nu-i firesc! Nu erau priviri de dorință ce cădeau asupra ei. Se poate fără să mor să încerci asemenea bucurii? Tribule lăcrima cetișor, Nu mai striga, cuvintele lui curgeau tremurând printre suspine. Și în timp ce regele se cufunda crispat de evocarea iubirii sale, a capriciului său și îl privea pe tribulet la picioarele sale, nefericitul continua. Fica regelui, zău, mă îndoiam și eu îmi spuneam la fel. Este atât de frumoasă. O coroană îi trebuie frunția aceleia și părul ei frumos de aur, domnișoară, credeți-mă, se va înfrumuseța sub perle și diamante. Sunteți fica unui rege. Ce spuneți de asta? Vă închipuiți că sunteți o biată fată pierdută, culeasă de vreun burghez mediocru. Ei bine, nu, domnișoară, sunteți fică de rege. Deodată, regele pronunță. Ridică-te, bufonule! O spaimă îngrozitoare îi strângea inima lui Tribule. A zburat fericirea sa. S-a sfărâmat supraomenească bucurie. Și asta, cu o înfricoșitoare luciditate, se arătă în glasul său. Gilet este fica regelui și el, bufonul regelui. Se afla în picioare acum, urmărind cu o uitătură care ar fi înduioșat și tigrii mersul sacadat al lui François I, care, cu mâinile la spate, cu capul plecat, umbla încoace și încolo. Povestește-mi totul, spuse atunci regele. Totul, nu omite niciun detaliu. Unde, când și cum ai cunoscut-o? Chipul lui Tribule se lumină. Cine știe, poate că regele are să-i lase pe gilet și atunci... O, oh, atunci, ce desfătări de fericire și de orgoliu pentru inima sa de tată! Iată sire, spuse cu volubilitate. Vă amintiți de Nant, nu așa? Acum zece ani, într-o zi treceați prin acest oraș. Am comis nu știu ce impertinență. Asta se petrecea în stradă, aproape de o poartă veche în paragină, unde atârnau două lanțuri enorme. Atunci sire, sub formă de pedepsire... În glumă, m-ați legat de aceste lanțuri și ați ordonat să fiu lăsat acolo două zile. Vă amintiți bine, Sire? Eu mi-amintesc foarte bine de asta. Și îmi voi aminti timp de secole. Ceas binecuvântat în care am fost înlănțuit la vechea poartă din Nant și expus orașului întreg ca un obiect de bajocură. Vă amintiți, Sire? Mai departe, spuse François I. Am fost, deci, pus în lanțuri, Sire. O, oh, nu mă plâng, ați avut de o mie de ori dreptate. Orașul întreg de fila în fața mea. Mă simțeam plin de rușine, de turbare. Mă simțeam tare trist. Oamenii râdeau, copiii mă huiduiau și aruncau cu pietre în mine. Vedeți, sire, mai am și acum cicatrice aici, deasupra sprâncenei drepte. Degetul tremurând al lui Tribule atinse cicatricea. Regele rămase glacial. Rană binecuvântată, ce să vă spun, sire, îmi amintesc încă și asta o foarte frumoasă femeie a atâțat câinele împotriva mea. Câinele veni mârâind, se opri aproape de mine. Eu o privi atunci și el îmi linse mâinile, sire. Frumoasa femeie îl bătu, bietul animal. Treci mai departe, spuse regele cu o voce înceată. Ce să vă explic, sire? Nu am uitat niciun detaliu. Nu-i chip să uit, niciodată. Seara venea, mă cuprinse o tristețe de moarte. Cruzimea oamenilor mă înspăimânta. Inima mea se umplea de fiere și îmi blestema mama de a fi adus pe lume o ființă atât de nenorocită. Se aflau în fața mea mai mult de 500 de persoane, femei, seniori, burghezi și copii, și huiduielile se întățeau. Deodată am văzut venind spre mine, ah, sire, iertați-mă! Inima mea își pierde puterile la amintirea aceasta. Tribule se opri, respirând cu greutate. De data aceasta, regele păstră tăcerea o fată sire. Închipuiți-vă un mic înger cu părul pe umeri, păr care era ca o aureolă, cu ochii atât de tandri. Lumea zicea, este gilet micuța negustoreasă de crin, este gilet antelii. Într-adevăr, ținea o gerbă mare de crin cu brațele amândouă. A venit spre mine, un val de răutate îmi echipul chipul înfierbântat. Am mărit. Ce mai vrei și tu? Ai venit să mă lovești? Spune, ea mi-a surâs, a lăsat să cadă jerba de crin și apoi mi-a șters obrazul. Tremuram tulburat. Atunci s-a sprijinit de mine privind mulțimea cu ochii săi limpezi ca pentru a mă apăra, a mă proteja. Și mulțimea strigă, minune! Și oamenii aplaudară, femeile plânseră. Tribule se opri, emoția îl sufoca. Continuă, spuse cu răceală François I. Ce spuneți, majestate, a doua zi, când am fost dezlegat, Gilet veni la mine și, cu un gest de gingășie adorabilă, îmi oferi unul din crinii săi. Biet crinofilit, l-am păstrat într-o carte veche și uneori, când inima îmi sângerează, mă duc să-l privesc și să-l sărut. Am întrebat pe micuța negustoreasă. Am aflat de la ea că venea din bloa, că de mai mult de un an locuia în Nant, singură de tot, trăind din mila publică. Din mila publică, murmură regele nu-și mai amintea aproape nimic de mama ei dispărută. Nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Am întrebat-o dacă dorea să vină cu mine. Ea ridică spre mine o privire adâncă și îmi zise, Da, pentru că ești nefericit ca și mine." Și atunci i-a devenit copilul meu iubit, comora vieții mele. Puțin câte puțin i uitase incidentul care legase destinele noastre. Și nu văzut mine decât un tată adoptiv. Mă credea un burghez de vază din Paris. Am crescut-o în căsuța din Trahoa, unde mă duceam să o văd de îndată ce puteam să fug de la Luvru. Asta-i torsire. Ea este consolarea mea supremă, bucuria mea. E de ajuns ca brațele sale să mă cuprindă de gât și să mă numească tată, pentru a uita suferința. François I arunca asupra lui Tribule o privire în care era o inexprimabilă expresie a unui sentiment confuz care era poate gelozie sau poate orgoliu șifonat păstră câteva minute de tăcere, în timp ce tribule îl examina cu o spaimă de neliniște crescândă. Regele, în sfârșit, se opri în fața lui, rece, disprețuitor. Bine, poți să te duci să-ți îmbraci livreaua. Iată tot ce considera să-i spună François întâi acestui tată. Tribule, sta nemișcat. Mai auzi bufonule? Sire, nu ați înțeles strigătul inimii mele? Nu v-am făcut deci să înțelegeți că gilet e viața mea? Bufonule, te iep ca ai îndrăznit să atingi fie și cu vârful degetelor fica regelui Franței. Gilet nu mai există. Niciodată să nu mai ridici ochii spre noua ducesă, ducesa de Fontainebleau. Îți interzic să-i adresezi vreun cuvânt. Sire, îngăimă tribule, nu se poate. Un asemenea martiriu, dar o iubesc. Destul să se șteargă din mintea ta până și amintirea trecutului. Oh, îmi interziceți, deci, să gândesc și să simt. Smulgeți-mi inima. Un cuvânt în plus, bufonule, și Bastilia este a ta pentru tot restul zilelor. Bufonul fremăta, Bastilia, eterna despărțire. Și regele avu un râs care răsună îngrozitor în mintea lui Tribule. O, oh, lăcrimă bufonul tulburat de durere să nu mai revăd, să fiu despărțit pentru totdeauna de ea. Sire, voi face ceea ce veți dori. Lăsați-mă aici, din milă. Lăsați-mă să o văd. Iată, Sire, nu-i voi mai vorbi. Să o văd numai, măcar de departe. O vei vedea. În câteva zile dau o petrecere ca să o prezint curții. Vei fi invitat la petrecere, tribule. Nu există petrecere de săvârșită fără un bufon. Și mai ales fără un bufon așa cum e tribule voi fi invitat, bălbăi nefericitul. Fără îndoială, rânji regele. François I încercă o crudă plăcere de tortură pe care o administră nebunului său. Era răzbunarea sa. Tribule, un bufon, o ființă disprețuită, obiectul zeflemele universale. Tribule a putut să o strângă pe gilet în brațele sale. Tribule era iubit ca un tată. Trebuia să pată între el și fica regelui o propastie de netrecut. Dulceza de Fontainebleu ar fremăta de rușine când ar ști că acela pe care îl numea tatăl său se numea Tribule. Amintește-ți ce ți-am spus, relor regele, cu același calm disprețuitor, că un singur cuvânt spus, că doar una din privirile mi-ar scoate la iveală cuiva ceva din trecutul pe care mi l-ai spus, Bastilia e ta, dacă nu ștreangul. Duceza de Fontainebleu, fica regelui, nu are nimic comun cu micuța Gile Chantelie. Să fac pe bufonul în fața ei?" murmură tribule. Insultat față de ea? Nu! Hai, să i nebunie! Așa ceva nu se poate!" Și el imploră. Sire, ar dori majestatea voastră să mă eliberați de această sarcină. Mai bine să dispar, să nu mai văd!" Regele, care își reluase plimbarea, se opri, îi întoarse spatele lui tribule și fără măcar să-l privească porunci. Bufonule, să fii aici în zece minute! Îmbracă-te în livreaua ta!" Sire, nu aveți sensibilitate, nu aveți inimă. Regele se întoarce către bufon. Dute! Tribule, buimac, palid ca un mort, se retrase în cer și dispăru. Învins? Vom ști în curând. În momentul în care tribule se clătina de deznădejde, se retrăgea și se ducea să-și îmbrace livreaua de bufon, Contele Monclar intră în anticameră. Anunțați-mă la rege, spuse lui Lubazinia. Regele nu vrea să vadă pe nimeni, răspunse valetul de cameră. Da, ba da, mă va primi, hai! Și marele magistrat adăugă printre dinți. Nu sunt un om eu, sunt răzbunarea regală, mereu binevenită. Într-adevăr, câteva clipe mai târziu, Moncler intră la rege. Ei bine și cerșetorul, întrebă regele cu o reală neliniște. L-am prins, ire! Prins, strigă François, întâi radind. — Bravo, Moncler! Sper că l-a spânzurat pe loc, fără procese inutile. Există flagrant delict de rebeliune și de insultă față de rege. — Am făcut și mai bine sire, spuse marele magistrat cu un surâs sinistru. Majestatea voastră mi-a cerut să-l supun unei torturi straștice pe acest mizerabil. — Știu că sunteți expert, Moncler. L-am închis în osoarul din Monfason, spuse marele magistrat cu o calmitate teribilă. Am plasat zece oameni în fața porții de fier și am dat ordin să nu se deschidă mai înainte de opt zile. Majestatea voastră consideră că supliciul este suficient? Oribil, murmură regele care deveni un pic palid. Dacă majestatea voastră o dorește, am să o deschid și aforisitul va fi spânzurat deasupra locuinței pe care o ocupă în acest moment. Credeți că va suferi mult timp? Nu mai mult de patru sau cinci zile, Foamea și setea o moară destul de repede. Am făcut curioase experiențe în privința asta. Regele fremătă. Să nu mai vorbim de asta, conte. E de ajunsire. Majestatea voastră a promis să-l privească pe venerabilul Ignaz de Loyola. Așa este, este aici, spuse regele François cu un soi de indispoziție. A intrat în Louvre în același timp cu mine. Da, dați ordine să fie introdus, aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 9 Marele Magistrat Sumbra fizionomia contelui Monclar ne solicită curiozitatea. Cu toată importanța capitală a întrevederii care a avut loc între rege și Loyola și pe care o vom avea de povestit, să-l urmărim un moment pe marele duce magistrat. Domnul Monclar ieși din Luvru pe cal, escortat de vreo 20 de jandarmi. Acest om era în vârstă de 60 de ani, dar i s-ar fi dat abia 40 văzându-l cum se ține în șa i s-ar fi dat 80 studiind de aproape ridurile ce îi brăzdau fața. Nu avea aspectul unui om rău sau crud. Trăsăturile sale erau crispate, împietrite, pare să lipsite de orice sensibilitate. Ochii săi nu erau deloc duri, numai că nu-i vedeai niciodată sclipirea umană, erau ochii unei statui animate. Vorba nu era nici aspră, nici puternică, era sumbră. El spunea călăului: Spânzură femeia asta cu același ton cu care îi spunea valetului său de cameră: Îmbracă-mă! Cei mai curajoși se temeau în fața acestei sinistre reprezentări a răzbunării. Parisul tremura la trecerea lui, ursuză, indiferentă la teroarea pe care o inspira. Își dădea el seama totuși de această teroare? Puțin probabil. Se spunea că marele magistrat bravează până în temeritate. În diverse rânduri pătrunsese singur, fără arme, în locuri răufamate, de unde nu mai ieșai viu. Apărea câteodată în cârcium răufamate, bântuite de desfrânați și ticăloși și, la apariția sa, se făcea o liniște de moarte. În realitate, contele de Monclar nu cunoștea frica, pentru că frica este un sentiment și poate că în ființa lui nu mai exista un sentiment viu. Zău era un cadavru care mergea, vorbea, foarte puțin de altfel, și existau multe superstiții în legătură cu teroarea pe care o răspândea în jurul lui. Tribule îl numise Arhanghelul Spânzurătorii. Asta îi convenea de minune. Această schiță rapidă și pe care o vom întâlni mult timp era necesară. Domnul de Monclar mergea la zece pași înaintea ofițerului care comanda escorta, era obiceiul său, el a stabilit așa de când i se întâmpla să murmure printre dinți cuvinte ciudate. Poate că nu vroia ca aceste cuvinte să fie auzite. Stătea țeapă în șa, îmbrăcat în negru pe un cal negru, statuie sinistră, imaginea de doliu, unde nu se vedea decât pata palidă, lividă, a unui obraz rigid. Dădea o col mulțimii străzilor ce se revărsau în curtea miracolelor, aici doma atâtor pârâia și urât mirositoare, ce ajungeau într-o cloacă. Când să intre în strada Saint-Denis, la coțul uneia dintre aceste străduțe, o femeie, așezată pe vine, într-un ungher, se ridică în picioare și îl privi fix. Marele magistrat a avut senzația acestei priviri ațintite asupra lui și asta îl miră el care făcea să plece toate privirile în afară de cele ale regelui stăpânul său. Își opri calul, cercetă cu atenție femeia. Era o bătrână, fără vârstă precisă. Era în zdrențe și uvițele părului îi fluturau un vânt. Ea nu-și plecă privirea. De altfel, în privirea ei nu exista nici amenințare, nici rugăminte, nici obrăznicie. Doar privea. Ce vrei de la mine?" întrebă marele magistrat. Nimic, monsieur." Cine ești?" O femeie care suferă și așteaptă." Cum te cheamă?" Nu am nume, mi se spune Gipsi. Îmi pare că te recunosc. Chiar așa, monsieur. Fu ceva ca o bucurie nedefinită în intonația acestor cuvinte. Te recunosc acum, reluă marele magistrat. Tu ai venit într-o zi să mă implor să cruț un soi de țigan pe care am dat ordin să-l spânzur. Aveți o memorie uimitoare, monsieur. Aceste întâmplări au mai mult de 20 de ani. Așa e, murmură Monclar. Am prea multă memorie, of, dacă aș putea să uit. Și reloc o voce tare. Chiar și de ziua execuției în care te-ai aruncat asupra călăului și l-ai mușcat cu cruzime, ai fost grațiată. Uitase, monsior, cu adevărat memoria dumneavoastră mă miră chiar și pe mine, eu care sunt cunoscută în șatră că păstrez o întipărire minunată a trecutului țiganul a fost pânzurat, continuă Monclar observând-o cu atenție pe bătrână. Era fiul meu, monsenior, și spuse asta cu simplitate, fără nicio ură. Și acum ce vrei? Nimic, monseniore. De ce mă privești când trec? Este un obicei de-al meu, asta e tot. Marele magistrat apăsă coastele calului care făcu un pas. Monsenior, spuse bătrâna, Hai, vorbește, știam eu că aveai ceva de spus. Mi s-a spus că vreți să-l arestați pe Lantene. Îl cunoști? Destul ca să mă interesez de el și apoi mă interesează mai ales o fată tânără. O fată numită Avet, fica unui editor, care locuiește prin preajmă. Acești doi copii se iubesc, monsenior. Ești sigură de asta? Sigură, de asta vă și rog pentru ei, monsenior. Dacă Lantene este pierdut, Avet va fi tare tristă și tatăl e la fel. Rugămintea părea atât de puțină rugăminte încât marele magistrat avu rapid intuiția că bătrâna punea la cale poate cu totul altceva decât fericirea vetei și a lui Lantene. Dar altfel nu binevoi să-i răspundă și își îndemnă calul. De data aceasta, gipsii nu mai încercă să-l oprească. Dacă marele magistrat s-ar fi reîntors în acest moment, ar fi fremătat de teroare el cel impasibil, sub privirea de ură înfricoșătoare cu care îl străpungea ciudata bătrână. Informația este bună. La antenei primit la dole vom prinde doi iepuri dintr-o lovitură. În momentul în care Monclar și escorta sa dispărea în colțul străzii Sandeni, un tânăr ieși dintr-o casă și, zărindu-o pe bătrâna Gypsy, înainte către ea. Bătrâna nu-l văzu că vine, era preocupată de simțămintele care îi pustiau fără îndoială în această clipă inima și mintea. Tânărul, apropiindu-se de bătrână, o privi cu milă și repulse în același timp. O atinse pe umăr. A avut o tresărire violentă ca dintr-un vis adânc, fusese prea repede adusă la realitate. Lanțene! bângui bătrâna trecându-și mâna uscată pe fruntea săpată de nenumărate riduri. Ce făceai aici, mamă Gipsy?" întrebă tânărul cu o voce tandră și gravă. Nimic, copilul meu, știi? Îmi place să rătăgesc pe străzi. Este o amintire a vieții mele pribege de odinioară, pe când umblam în lungi călătorii cu omul meu." Biata mamă Gipsy!" Nu te-ai hotărât așadar să locuiești într-o casă ca lumea, să te îmbraci, să trăiești în tihnă, să cauți în sfârșit un pic de bunăstare și de fericire? Știi totuși că îți ofer toate aceasta, mama mea bună. Vino să-ți locuiești cu mine, îți voi face viața liniștită și îți voi asigura o bătrânețe tihnită. Da, da, știu că mi-ai păstrat o frumoasă recunoștință copilul meu, ai o inimă bună. Nu mai adunat tu după drumuri biet orfan ce eram abandonat de cer și de oameni? așa e și tu ești singura legătură care mă ține în viață. Nu te iubesc decât pe tine pe lume. a fixă o privire stranie asupra tânărului. Cel pe care ea l numea Lantene resimți o neașteptată senzație de spaimă pe care o încercat de mai multe ori în fața lui Gipsy și pe care și-o reproșea ca pe o ingratitudine perversă masca aceste simțăminte și reloc cu aceeași voce miloasă. Biată, Gipsy, mă iubești atât de mult, sunt copilul tău. Copilul meu scump, da, scump. Tu nu știi cât de scump ești pentru mine. Dacă cineva ți-ar face vreun rău, aș fi capabilă să-l omor. Liniștește-te, mamă, sunt în stare să mă apăr. Arată-mi palma. Ea îi apucă palma tânărului care, cu toată recunoștința sa, cu toată afecțiunea pe care căuta să-și o impună, nu putu să-și reprime un gest de repulsie. Văd în palma ta lucruri foarte curioase, copilul meu," spunea bătrân aparent foarte atentă la ce ghicea. Hei!" făcu la antenesul râzând cu reținere. Iubești, ești iubit, vei fi fericit. O frumoasă căsătorie are să-și încununeze iubirea. Vei trăi mult în ciuda celor răi. Mamă bună, să i după inima ta. Deloc, deloc, e scris în mâna ta. Fie, atunci pe curând, mamă, ai nevoie de bani? Nu, mi-ai dat alaltă ieri de ajuns pentru o lună. Mai ia, mamă, nu se știe ce se poate întâmpla. Mi-ar părea tare rău să te știu fără un ban. Și strecura o pungă rătânjită în mâna lui Gipsy. Apoi, făcând un efort, se aplecă, o sărută pe obraz și plecă murmurând. Beata Gypsy, ce moare atât de pervers în mine ca să încerc o asemenea repulsie să cred că fac pomană dintr-o mângâiere pentru aceea care este mama mea adoptivă? Gypsy îl privea cum se duce. Straniu, privirea cu care îl însoțea pe Lantene era la fel cu privirea pe care i-o aruncase contă lui de Monclar. Totuși, marele magistrat, continuându-și drumul, ieșise din oraș, Câteva minute de trap îl aduseră la spânzuratoare Montfasson. Oamenii de gardă pe care îi lăsase se aflau la posturile lor în fața porții de fier. Omul nostru?" întrebă adresându-se șefului de post. Monseniore, nu mai mișcă, nu-l mai auzim." Să se fi sufocat deja?" Se prea poate, monseniore. Într-o zi am stat trei minute în această pivniță, am crezut că era gata să mor." Da, pentru mai multă siguranță nu deschidem decât peste câteva zile, așa cum am spus. Păziți bine! Fiți liniști, monseniore! Ar trebui ca cerșetorul să se preschimbe în cârtiță ca să poată scăpa. Marele magistrat contemplă un minut cu o privire fermă poarta de fier în spatele căreia se petrecea în fricoșătoarea drama agoniei unui om printre schelete. Apoi, făcând o ultimă recomandare, ajunse la Paris și, o jumătate de ceas mai târziu descălecă în curtea palatului său, situată în strada Saint-Antoine, în fața Basiliei. Marele magistrat trăia aici, în umbra monstruoasei închisori. Când se așeza la fereastră, privirile îi cădeau mereu pe vreo aerisitoare cu gratii, unde întrezărea uneori vreo figură lividă și disperată. Acesta era orizontul său. Contele de Monclar urcă în apartamentul său deschise ușa unei camere cu mobilă acoperită cu praf cu tapiserie decolorată, o cameră în care se părea că nimic n-ar trebui să fie deranjat de ani de zile. Pe unul din pereții camerei era agățat un tablou de mari dimensiuni. Reprezenta o femeie de o frumusețe strălucitoare. Lângă femeie, un copil de patru ani în picioare, sprijinit de genunchii mamei sale, care surâdea. Contele de Monclar se opri în fața acestui tablou. Atunci, fizionomia rigidă a acestui om se destinse, se înduioșă, privirea sa stinsă părea că prinsese viață. Se lăsă să cadă în genunchi, brațele sale se întinseră către tablou și un plânset înnăbușit îi umflă pieptul. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 10 Merlin Ferron Înainte să revenim la Louvre, unde vom regăsi pe Gilet, în Louvre în care regele se află în conferință cu Ignaz de Loyola, este obligatoriu pentru a înțelege aceste povestiri ca noi să indicăm ceea ce se întâmplă cu două personaje de ale căror fapte și gesturi nu am putea fi indiferenți. Ferro și soția lui Merlin. Ferro se întorsese în Paris prin poarta Montmartre, în zorii zilei după ce a concediat pe ajutorul sinistru și a rătăcit toată noaptea la întâmplare printre păduricile ce se întindeau între zidurile orașului și micul sat Montmartre. Ferro părea foarte calm. Teribila execuție din acea noapte îi potolise mânia și nu îi mai rămăsese acum împotriva Medlenei decât un sentiment de ură amestecat cu milă disprețuitoare. Traversă Parisul cu pasul lent și indiferent al unui burghez de treabă ce își face plimbarea matinală. Mergea la întâmplare, se lăsa purtat fără a urmări o anume direcție. Deodată se opri tresărind. Se afla în fața casei din apropiere de Tuileries. O examină cu o bolnăvicioasă curiozitate. În zorii mohorâți și triști ai acestei dimineți, casa îi apărea jalnică, sinistră. Ramurile umede ale arborilor fără frunze se ridicau deasupra peretelui pe un cer de neguri. I se părea că aici, în acest loc, cerul era mai trist decât în oricare altă parte, arborii mai dezgoliți, pământul mai noroios. Ușa rămase întredeschisă. Intră în mod mașinal fără ca voința lui să-l fi incitat la asta. De altfel, cum de venit până aici? Nu ar fi putut spune. A crezut tot timpul că merge către casă, și ajunsese la Tuilerii, la casa adulterului. Feroi intră, negândindu-se nici măcar o clipă să închidă ușa după el. De îndată a început să viziteze locuința ce cuprindea un parter și un etaj. Ce interes straniu îl împingea la această vizită! Ce curiozitate de minte bolnavă! E sigur că Fero, odată intrat, n-ar fi renunțat pentru nimic în lume să-și hrănească durerea cu mărturiile acumulate ale trădării. Inventaria cu aparentă calmitate trecea prin sufrageria luxoasă, ornată cu polițe sculptate, clătina capul examinând un tacâm de argint aurit pe care era gravat un F. François, murmură el. Și pe dată socoti. Totuși, asta putea să însemne fero. Astfel, chiar în acest moment, chiar după execuție, chiar după ceea ce a văzut, ceea ce căuta soțul mai ales, era poate o probă de nevinovăție. Sau cel puțin un indiciu care să-i fi permis să se îndoiască. Să te îndoiești însemna deja să fii mai puțin nefericit. Continua, inspecta un cabinet mare unde se afla o fântână o întreagă mașinărie complicată unde apa joacă marele rol contrar cu obiceiurile epocii. Aici dovezile fură flagrante. Urcă, intrând în dormitor cum intrase noaptea, încet, fără zgomot. Feron nu deranjase nimic în această cameră. Feron se revăzu în genunchiat, aproape de soția lui, care leșinase așteptând ora fixată de călău. Reconstitui toată scena. Iată, mormăi te dinți, când am intrat, i-a terminat de îmbrăcat. Se afla în fața acestei oglinzi, așa, cu brațele deasupra capului pentru a-și aranja părul. Vorbind astfel, nefericitul s-a așezat în fața oglinzii și atât de mare era tensiunea gândului său, încât ajungea să execute gesturile pe care și le indica. Fero execută gesturi grotești, dar cine l-ar fi văzut cu fața congestionată, cu privirile rătăcite, ar fi fost înspăimântat. Continuă. Da, da, desfrânata făcea grații în fața acestei oglinzi, în timp ce eu, ah, infama! Deci așa când am intrat, ce spaimă pe chipul ei! Cât a putut să sufere când în oglindă a văzut ușa deschizându-se și că eu am apărut, asemenea unui spectru fără îndoială! Oh! Îngăimă deodată aruncând o privire de neînvinsă teroare asupra oglinzii. Cred că nebunesc! Iată că ușa se deschide! Cine vine? Cine intră? O femeie. Grozăvia, grozăvie, e medlon. Este spectrul moartei. Bună ziua, domnule Feron, spunea vocea calmă, aproape mângâietoare. Într-adevăr, ușa se deschise. Medlon apăruse așa cum Feron îi apăruse noaptea. Ca și Feron, ea se opri un moment în pragul ușii. La fel ca Feron, reînchidea apoi ușa și înainta cu un mers liniștit. Feron, zgâlțuit de friguri, cu dinții strânși și părul zbârlit, mut, imobil de spaimă, se simțea tărât către ultimile limite ale fricii, ca atunci când se tulbură creierul și că rațiunea se scufundă în nebunie. Ea repetă: Bună ziua, domnule Feron! Și, cu vârful degetului, îi atinse umărul. Făcu un salt spectaculos, era gata să cadă într-un colț a camerei, și, cu mâinile întinse, cu paroxismul spaimei superstițioase în gâimă. Cine ești? Ești spectrul tău, nu-i așa? Vi să te răzbuni, moartă, cum am răzbunat eu pe ea, vie!" Medlă ridică din numeri. Îmi produceți milă, domnule," spuse ea cu aceeași voce calmă pe care Feron i o cunoștea foarte bine. Nu este un spectru ceea ce se află în fața ta. Este Medlă, soția ta, vie, foarte vie. Călăul tău și-a făcut treaba prost, dragul meu." Nu m-a spânzurat cum trebuie, asta e tot. Vie! urlă Feron. Ar fi fost imposibil să spui dacă acest strigăt fusese smuns de bucurie sau de furie. Sere pe zi o apucă pe medlă. Vie, da, vie, este chiar ea! Smunsă morții prin nu știu ce miracol al infernului. Revine mai întâi în casa crimei. Sperai să-l găsești aici pe rege? Sau poate vreun desfrânat, vreun ticălos? căci tu a trebuit să te prostituezi cu oricine vroia să se culce cu tine. Bie, acești căloși au o viață aspră. Ah, dar o vom vedea noi dacă voi fi mai îndemunatic decât călăul. Se repezi asupra ușii, pe care o închise de două ori cu cheia, și se așeză între medlon și fereastră pentru a-i tăia orice retragere posibilă. Medlon se așeză în tihnă. Vorbiți prostit, dragul meu, am venit aici ca să vă întâlnesc. Pe mine? Pe dumneavoastră, Prima mea idee a fost că o să veniți aici. Nu m-am înșelat de vreme ce sunteți aici. Dacă mi-ar fi fost frică de dumneavoastră, nu aș fi intrat. Vreți să discutăm? Vorbește, ce ai de spus? Cum ai să te justifici? Nu mă înțelegeți, făcuia cu nerăbdare. Nu am a mă justifica. Nu vă iubeam. Îl iubeam pe François, rege al Franței, și m-am dat lui fără reticență. Este o mare nenorocire pentru dumneavoastră că aflați acest lucru. Vă deplâng sincer căci nu v-am iubit niciodată cu patimă. Am avut întotdeauna pentru dumneavoastră o reală afecțiune. Vedeți, domnule, fără justificare, am iubit din toată inima. Și îndrăznești să-mi spui mie toate astea? Murdăria ta ajunge până acolo încât să te glorifici pentru crima ta? Nu mă glorific. Caur să vă dovedesc că noi trebuie să vorbim cinstit și încep prin a fi sinceră. Prin cinism, dacă țineți neapărat să zicem că sunt cinică, vă repet întrebarea mea și vă previn că în curând va fi prea târziu. Vreți să discutăm? Și eu te previn că nu vei ieși de aici vie. Acum vorbește dacă vrei. Folosește ultimile tale minute ale vieții, mințind, așa cum le-ai folosit mințind toată viața. Suferea cumplit. Și ceea ce îl făcea să sufere mai mult în această clipă. Era că Merlin nu mințea, nu încerca o justificare care i-ar fi permis lui să-i frângă încrederea, care i-ar fi permis iertarea. O secundă s-a văzut strângând în brațele sale femeia ce se căiește. Căci, mai mult ca niciodată, acest fericit o adora pe frumoasa creatură. Domnule, reluă Merlă, m-ați luat alinearul drept o fantomă. Există aici un adevăr, nu mai sunt o femeie, nu mai sunt Merlin. Spuneați că o să mă omorâți. Nu mai țin la viață. Îmi este indiferent că mor. Iar el o. Vreți să mă omorâți? Consim numai să fie mai târziu, când vom săvârși împreună lucrul la care visez. Care lucru? Mormăi ferul. Nu v-ați gândit decât să vă răzbunați doar pe mine? Făcuia surâzând disprețuitor. De fapt, pe o femeie e mai ușor să te răzbuni. Fiți liniștită, v-am spus că celuilalt o să-i vină rândul. Adevărat? Strigă Medlan ridicându-se. Îl urâți atât de mult pe regele Franței ca să încercați să vă răzbunați? V-am spus-o. Dumneavoastră mai întâi, apoi el. Fără a se îndoi, Feron nu-și mai tutuia soția. Atunci, zisea, revenind la calmitatea ei tristă, vom putea să ne înțelegem. Căciura este acest unic sentiment despre care vă vorbea adineauri și care rămâne viu în mine. Restul este mort. Fero avă un acces de plâns. Pumnii se crispară. Nefericită! Ce ați pățit, domnule? Ceea ce v-am spus vă face să plângeți? Nefericită! Îmi vorbiți de ura voastră și asta îmi face atât de rău, asta mă torturează cât o mărturie de dragoste. Nu sunteți cu gândul aici, domnule, spuse curăceală. Nu-l răsperegele Franței pentru că m-a părăsit. Nu mă consider amanta abandonată la care dragostea dobândește pentru un moment forma urii. Ura mea este clădită pe dispreț. Îl urăsc pe regele Franței pentru că a fost un laș, în timp ce eu îl credeam cavaler. Îl urăsc pentru că a distrus idolul pe care îl clădisem în inima mea și pe care l-a distrus el însuși. A făcut din inima mea o ruină. Urăsc, disprețuiesc, vreau să mă răzbun. Vreți să unim disperarea voastră cu ura mea? Noi doi vom fi de neînvins. De câteva clipe, Ferron părea să nu o mai asculte pe Merlin. Ochii săi se injectară de sânge, mușchii se încordară. Cum de sunteți vie?" spuse el gâfâind. Cum?" Medlă a avut un gest de nerăbdare și de descurajare. E, domnule, iar reveniți la ce-a fost." E de ajuns că sunt în viață. Ștreangul era prost, s-a rupt. Mi-am revenit în fire, asta e tot. Acum răspundeți-mi. Presupuneți că Medlin e moartă. Cea care este în fața voastră este numai o formă de răzbunare. Vă ofer ajutorul meu, îl vreți? Feron, fără să răspundă, se răsti la ea. Călău s-a înșelat, mormăi. Dar eu nu mă voi înșela, o să mori, o să... Nu-i sprăvi. Se prăbuși deodată cu un strigă de agonie. În momentul în care întindea brațele pentru a o puca pe medlă, aceasta s-a tras înapoi cu repeziciune. După un gest fulgerător, îl lovi pe feron la gât cu o lovitură de pumnal. Asta s-a petrecut cât a sclipi un fulger. Feron, căzut ca un sac, încercă încă să se tărască către ea pentru a o puca, și gura sa, odată cu sângele, vărsa insulte supreme. Medlon se apleca asupra lui. Brațul se ridică și se coboră. De data asta, pumnalul pătrunse în plin în partea stângă a pieptului. Feron, fulgerat, lovi cu violență parchetul în care se încrustară unghiile, apoi rămase imobil. Mort spuse cu răceală ridicându-se. Merlân Feron rămase toată ziua în casa de lângă tiulerii, căreia îi închisese porțile și obloanele. Trecu un coace și încolo de o sută de ori pe lângă cadavru fără a simți vreo jenă. Medita, căuta, plănuia. Un plan teribil de răzbunare se urzea în creierul său. Seara veni, se făcu noapte. Merlân coborând în grădină. Apucă o cazma și a început să sape pământul într-un colț muncea metodic, fără grabă. Uneori se oprea pentru a șterge sudoarea care îi inunda fruntea. Către ceasurile 10, groapa fu destul de mare. Atunci urcă, apucă de picioare cadavrul și îl târâ. Capul lovea cu zgomor surd fiecare treaptă a scării. Când ajunse la marginea gropii, aruncă o ultimă privire spre feron, privire fără expresie, și o clipă după aceea cadavrul zăcea în fundul gropii. La miezul nopții, groapa era stupată, bătătorită. Medlon Ferron se înveșmântă atunci cu o mantie, își acoperi capul cu gluga și ieși din casa cărei poartă o închise